Eu te iubesc, mila ta e nesfârșită, zi de zi tu mă țin mâna ta. Haideți, frate și surori, să ne ridicăm în picioare și continuăm închinarea și lauda noastră în această dupămasă și Dumnezeu să fie slăvit prin toate lucrurile. Și slăvit să fie Dumnezeul nostru care
Și în după masa aceasta ne-a binecuvântat cu putere, cu sănătate, ne-a dat lumină în ochi să vedem lumina zilei și în după masa aceasta putem să stăm în casa de rugăciune. Vă spunem tuturor, bun venit aici la casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne cerceteze, Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să se îndure de noi și să ne ajute să răspundem cu toții vocei lui Dumnezeu, chemării lui Dumnezeu, care în seara aceasta cred și socotesc că este cea mai bună alegere care dumneavoastră ați făcut-o, să fiți în prezența Domnului. Spunem un bun venit fratelui păstor Beni Giurgiu, care vine de la Zucheca, Dumnezeu să-l binecuvinteze în lucrare, în slujire, iar noi toți să fim aceia care să ne rugăm pentru fratele, ca Dumnezeu să-l însoțească în lucrare, în slujire, și noi să fim aceia care să primim cuvântul Domnului cu bucurie în inimile noastre. Citim din cuvântul Domnului din cartea Evanghelistului Luca, un pasaj care îl găsim scris în capitolul 14, de la versetul 15, titlul spune: Pilda celor poftiți la cină. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel dintâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi să le aștepți să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Acesta este cuvântul din după masa aceasta în care vrem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Sigur că am anunțat că vom începe seri de evangelizare, duminica seara va fi seara de evangelizare și vom chema pe prieteni, pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să vină să audă cuvântul Domnului. Pasajul de aici spune că un om a dat o cină și a chemat pe mulți să vină la masă, că totul este gata. Și au început să se dezvinovățească așa precum și noi. Nu pot veni, mi-am cumpărat o mașină, mă duc să o încerc, mă duc să văd ceva, o casă, un ogor. Oamenii aceștia, spune, parcă toți fuseseră vorbiți între ei. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Un altul: tocmai m-am însurat, m-am căsătorit și de aceea nu pot veni, iartă-mă. Dragii mei, fiecare au avut dezvinovățiile lor. Însă în seara aceasta spune mai departe cuvântul: mergeți la ulițe, mergeți pe străzi și chemați-i și umpleți odaia de nuntă. În seara aceasta toți suntem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga asistență. Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Spune Apocalipsa: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. În seara aceasta, dumneatale, oricare ești aici, fie că ești la fanfară, la cor, în sală, poți să-i deschizi inima lui Dumnezeu. El stă și bate. Inima noastră bate mereu, bate mereu pentru că vrea Dumnezeu lucrul acestea. Și în seara aceasta, haide să ne deschidem toată inima înaintea lui Dumnezeu. Ne vom ruga în direcția aceasta ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul, să binecuvinteze cântarea de fanfară, cântarea de cor, cântări individuale, să binecuvinteze ascultătorii cuvântului Domnului. Și când plecăm de aici, să plecăm
cu bucuria în inimă că încă o dată Dumnezeu ne-a vorbit. Încă o dată Dumnezeu ne trage un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi. În rugăciunea aceasta care ne rugăm, vrem să amintim, așa cum s-a amintit și de dimineață, să ne rugăm pentru fratele Costel Cătană, soția dânsului, a trecut la Domnul, Dumnezeu să mângâie familia, Dumnezeu să întărească, Dumnezeu să se îndure de cei care rămân în urmă și Dumnezeu să ne dea putere fiecăruia. De asemenea, fratele Gabi Bora m-a rugat să ne rugăm pentru o familie de la Mota de Cuervo, o familie care are o fetiță, un copil bolnav, să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure, să vindece. Dumnezeu să lucreze așa cum găsește El cu cale, fie lăudat Domnul. Haideți în seara aceasta să intrăm înaintea Domnului. În primul rând să-L lăudăm, să-L binecuvântăm și apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui și pe cei bolnavi Dumnezeu să se îndure de ei, să-i vindece. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin. Amin. Înainte ca să ocupăm locurile, haideți să dăm o mână de binecuvântare și să ne salutăm în numele Domnului Iisus. Haideți să ocupăm locul. Vom sta înaintea Domnului într-un timp în care să-L lăudăm pe Domnul. Avem aici fanfara care abia așteaptă să pună în acțiune instrumentele. Avem aici corul. Dorim toată biserica să cântăm acum o cântare
Și apoi, după cântarea comună, corul să se pregătească să laude pe Domnul. Apoi, după cântarea de cor, fanfara să laude pe Domnul. După fanfară, grupul leviții vor lăuda pe Domnul cu o cântare. În timpul acestor cântări, dacă mai sunt dorințe de a lăuda pe Domnul, fie în grupuri, fie individual, să ne trimiteți un bilet și vă vom da loc. Dumnezeu să primească laudele, Dumnezeu să primească cântările înaintea Domnului. Și spunea psalmistul: cânt Domnului că mi-a făcut mult bine, slăvit să fie Domnul. Haideți să cântăm toți împreună acum. Sus de nori în țara gloriei, am cămin mai sus de nori în țara gloriei, am cămin mai sus de nori în țara gloriei. Când vine Iisus, da Iisus, da Iisus, amintește-mă. Sus de nori vrei să ai și tu, am cămin mai sus de nori vrei să ai și tu, am cămin mai sus de nori vrei să ai și tu. Sus cu luna în țara glorie.
sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Aș vrea să ajung de grab, să mă aplec la piept să-i cad. Să-i spun atunci că am biruit, să-i mulțumesc că m-a iubit. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu simt, eu simt pe cineva, e Domnul în inima mea. Îi simt susurul lui ce plâng, îi simt fiorul lui ce spâng. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Mai ai puțin și după tine iubit. Mai rază până s-a primit cuvântul sfânt din prorocie. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Nu sunt de pe pământ, eu sunt din oastea celui sfânt. Am o viață de cer și de necazuri nu mă tem. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Să ascultăm în continuare o poezie recitată de fratele Nelu Frate, Domnul să-l binecuvinteze, apoi corul de copii împreună cu tinerii au o cântare spre slava Domnului. După aceea, încă un grup de tineri au o cântare spre slava Domnului. Să ascultăm. Cuvântul Domnului spune că astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Facă Dumnezeu ca cu toții să ne deschidem
inimile în seara aceasta și să acceptăm chemarea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Nu vă împietriți, ci faceți acum pasul în pocăință și în legământ. Așa ne avizează Duhul Sfânt, atâta timp cât îi se aude glasul. Să ne angajăm în slujba lui cu vasul, să ne amânăm, că nu cunoaștem ceasul plecării noastre de pe acest pământ. Ești tânăr, poate, și îți trăiești destinul și te gândești, măi tânăr, n-am să mor. Dar moartea nu îți cere buletinul, atunci când violează ea căminul, nu ține cont de vârstnic sau minor. Marchează și bordeiul și palatul. Intră și în vilă, intră și în chilie, nu ține cont că poate împăratul. Și îi rege tânăr ce conduce statul, nu cere vârsta, nici certificatul de naștere sau de căsătorie. Nu e un motiv de curiozitate? Toți știm că moartea e graficul uman și ea lucrează scriptic după plan. Ea are plan de la natalitate până la cei cu vârste înaintate. Ea execută ordinele date care în fond depind de suveran. Și noi nu avem ce face. Asta e soarta. Și nimeni aici nu o să rămână. Păcatul lui Adam ne-a deschis poarta ca să ne întoarcem iarăși în țărână. Și consecința aceasta va dura că lumea nu o poate preschimba. Dar când ajungi la capăt de traseu, se pune o întrebare. Dragul meu, te-ai împăcat sau nu cu Dumnezeu? Că relativ la cele de mai sus, deși că viața are un apus, destinul nostru nu-i complet distrus. Există o nădejde în Iisus. Așa cum ne arată Duhul Sfânt, de-ai încheiat cu El un legământ, de l-ai trăit și te-ai supus, că de aici toți oamenii s-au dus. Și fiecare își ocupă locul cum i-a fost viața. Nu cum e norocul, acolo nu mai merge cu ciubuc să intervii prin câte speculații și să aranjezi cu pile, cu relații. Că Dumnezeu de multă vreme tace și așteaptă în viața noastră o schimbare. Dar dacă pocăința nu ne place, umblarea în rău mai mult ne satisface, în cazul acesta, suflet fără pace, cum ai trăit, așa ți se va face. Nu mai există nicio rezolvare. Unica șansă ce îți mai rămâne e să te întorci acum, azi, nu mâine, că cerul ne-a trimis un salvator și Dumnezeu decide și dispune de promisiuni nespus de bune. Aceasta o face El astăzi prin har și ne dă viață veșnică în dar. În nimeni altul nu e mântuire, că nu e niciun nume dat aici jos prin care omul cel mai păcătos să poată dobândi o mântuire decât prin jertfa cea de ispășire și numele slăvit, Iisus Hristos. Erou suprem, erou între eroi, ne-a înviat în ziua de apoi și iată, vine ziua cea vestită și orice ochi îl va vedea pe nori, străfulgerând grămezi de meteori. Dar Evanghelia astăzi ne invită să dezbrăcăm ținuta învechită, să ne îmbrăcăm cu haina oferită cu care în spațiul cosmic să zbori. Să-L întâlnești pe Domnul pe orbită pentru o viață mult mai fericită, în care niciodată veșnic n-ai să mori. Să admiri lucrarea Marelui Maestru cu galaxii, tot cerul înstelat și să parcurgi un drum extraterestru pe care niciodată n-ai umblat. Să întretai văzduhul, atmosfera, ca porumbei înspre porumbar, să decolezi de pe planeta Terra spre întreg sistemul planetar. Așa va fi la întâia înviere, ne spune întâia Tesaloniceni. Apocalipsa
este o prevedere că cerul exercită cu putere transferul a 10.000 de cetățeni. Plecarea credincioșilor acasă constituie o taină, un mister, constituie a lui Iisus miriasă, constituie biserica aleasă, constituie răpirea ei la cer. Că așa cum ne-a promis Mântuitorul, că ne-a răscumpăra, dar nu cu bani, cu palmele zdrobite de dușmani, de el depinde viața, viitorul, eternul domn ce merită onorul, numit de Apocalips, biruitorul, ca biruit, chiar moartea înghețizmani. Îl va vedea atunci întreg poporul, și cei nedrepți, dar și cei au dus dorul și l-au așteptat de 2000 de ani. Rămâne acum expunerea întreruptă. Ne referim la omul muritor, ne referim la tehnica de luptă a celui mai vestit dominator. Și vi-l aduc așa ca etalon pe regele Alexandru Macedon, care avea un titlu cu renume de care a auzit întreaga lume. Lui Alexandru Macedon, veșmintele și hainele, dacă i s-ar găsi, câți din noi le-am admirat și le-am privit cu antrenamentul lui și cu avântul, a cucerit aproape întreg pământul. Dar moartea n-a putut obirui, n-a rezistat. Cum îl descriu poeții, ea l-a înfrânt în floarea tinereții. L-a plâns cu jalea unui veteran la vârsta de 33 de ani. După statistica de jos, nu cea de sus, echivalent cu vârsta lui Iisus. Un aparat atât de legendar ajunge să-l omoare un țânțar. După ce întregul glob a cucerit, un rege de elită emerit l-a înțepat o gâză și a murit. Și ce vrea să ne spună acest cuvânt? Iată ce e omul pe pământ în fața providenței, e o nimica. Indiferent de rang sau de putere, e ca un abur care se ridică și deodată nu mai vezi că piere. Arena mondială a fost surprinsă de faima acestui geniu grandios. Puterea morții, însă, e la Hristos. Cu toată armătura lui încins, cu toată experiența întreprinsă de boldul morții, viața a fost stinsă, că moartea îi distrusă și învinsă de un rege mai slăvit, Iisus Hristos. Să ascultăm de simplu lui detect. Iisus Hristos, Iisus din Nazaret, el ne-a adus un nou așezământ în lumea aceasta deteriorată, ca prin vestirea Sfântului Cuvânt să încheiem cu el un legământ pentru o viață în cer eternizată, în paradis, în țara cea de glorii, în locul cel de Domnul pregătit, care ne depășește în memorii. Acolo vor intra biruitorii, acei ce în lupta grea au biruit. Și nu vom pierde niciun fir de păr de ne bazăm pe marele adevăr. Că aici noi avem o sesizare să nu ne avântăm prea mult în cele pământești și trecătoare. Ci Domnul să ne binecuvânteze, amin.
al visărilor pas și trudesc încercând un semn să-l las pentru a lumine uitare. Dar lumea e un pustiu și tot ce-mi poate da sunt amăgiri ce spun că stă în puterea mea să-mi făuresc un nume mare. Iisus este singurul ce rămâne. Voi lăsa în urma mea să amintească lumii întregi cumva doar de Iisus. Domnul să binecuvinteze toți tinerii, toți copiii, întreaga asistență, lăudați să fie Domnul. În continuare să ascultăm corul care va lăuda pe Domnul cu o cântare. După cântarea de cor, fanfara din nou să se pregătească să laude pe Domnul. Și după aceste două cântări vom cânta toți împreună o cântare, ridicați în picioare, vom face colecta de seară și apoi
Dăm loc fratelui Beni să slujească înaintea Domnului și înaintea noastră și noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească prin Scriptură și noi să luăm aminte. Amin.
Thank you.
Să deschidem împreună cuvântul Domnului în cartea Evanghelistului Matei, capitolul 25, și cred că cântarea aceasta a fost introducerea pentru predică în seara aceasta. Matei 25, de la versetul 1 la versetul 13. Atunci împărăția cerului se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă.
ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Haideți să ocupăm locurile pe scaune. Seara aceasta, Dumnezeu ne-a oferit harul acesta tuturor să putem să fim aici, în locul acesta, și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat oportunitatea aceasta. Dar eu mai spun încă un lucru. Dumnezeu ne-a oferit harul nu numai nouă, ci și altora, dar noi am ales ca să fim aici și aceasta la fel este important. Faptul că dumneavoastră ați ales să fiți în această seară aici este o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru viețile dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, pentru poporul Domnului din locul acesta. Și în seara aceasta, din toată inima, zic, Domnul să binecuvinteze Biserica Emanuel din Chintenar. Amin. Și în anul în care am intrat, pentru că sunt pentru prima dată aici împreună cu dumneavoastră, în anul acesta, chiar dacă nu este ianuarie, ci deja este februarie, vă spun, Domnul să vă binecuvinteze în anul 2023, să vă dea biruințe, și El să vă aibă sub protecția Lui și tot ceea ce faceți, să faceți cu entuziasm, cu curaj și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. M-am bucurat să văd slujirea care s-a desfășurat până în clipele acestea și am văzut implicarea fraților, a surorilor, tineri, copii, din toată inima zic, Domnul să vă binecuvinteze. Facă Domnul să rămână inima voastră tuturor, de la cei mai în vârstă până la copii, plină de acest entuziasm în continuare. Și să înțelegem că prin toate aceste lucruri pe care noi le facem aici și nu numai aici, vrem să ne pregătim pentru întâlnirea și pentru momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos va veni. Eram cu gândul între, așa cum se întâmplă de multe ori atunci când trebuie să vii undeva și să aduci un mesaj, între texte. Dar atunci când fratele Daniel a citit despre cei invitați la cină, pentru mine a fost o confirmare că de fapt va trebui să vorbesc de aici. Dar mai mult ca atât, cântarea aceasta care ați cântat-o chiar înainte de mesaj, nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră, dintre cei ce sunteți așa mai, așa, să nu zic bătrâni, care ați fost tineri și sunteți tineri acum mai de mult, exista și în România, și aici noi, o vreme când am venit la început, exista un poem, poemul cu 10 fecioare, dacă cineva știe, în care erau 10 fecioare, recitau, erau cântări și cântarea cu care finaliza poemul acesta cu 10 fecioare era exact această cântare care a cântat-o înainte. Și aceasta parcă mi-a adus așa un curaj să vorbesc din cuvântul acesta, înțelegând că astăzi Domnul ne cheamă în mod special să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Și cred că tot ceea ce a fost până acum, prin implicarea dumneavoastră, a corului, conduceau înspre momentul acesta al venirii Domnului. Ultima cântare spunea, lacrimile de durere, când se vor sfârși? Când? Când vine Domnul, da? Când vine Domnul Iisus, când vine mirele. Și versurile continuau, că noi vom fi în cer, acasă vom fi în cer, cu Domnul, spunea corul. Apoi aș vrea să vă spun că tinerii cântau,
eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus. Eu mă duc după Iisus. Aleluia! Aleluia! De aceea vă spun, versurile de poezie vorbeau despre venirea Domnului și de faptul că viața noastră pe pământ aici este trecătoare, este vremelnică. De aceea în seara aceasta aș vrea să ne uităm la cuvântul Scripturii. Și oricât de bine ne-am simțit în anturajul acesta frumos, glorios, de cântare, de laudă, aș vrea să vă spun că toate acestea, într-o zi, se vor opri. Și toate aceste activități religioase ale noastre, toate aceste activități de închinare ale noastre, toate aceste activități de laudă la adresa lui Dumnezeu, într-o zi se vor opri aici pe pământ și vor continua în cer, slăvit să fie Domnul. Și momentul acesta va fi marcat și va fi determinat de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Devenirea Lui după mireasă, devenirea Lui după biserică. Și în seara aceasta aș vrea să ne uităm la cuvântul acesta. N-am venit pentru că textul acesta este foarte cunoscut și n-am venit nici să îl spiritualizez, să vă spun ce scandelele, să vă spun cine sunt fecioarele, să vă spun... Nu, ci în seara aceasta aș vrea să ne uităm la patru imperative din textul acesta, care determină acest moment în mod special. Și să ne gândim serios la aceste lucruri. Fie că ești un creștin care poate ai încheiat un legământ cu Domnul mai de mult timp, poate ai ani de zile pe calea aceasta a slujirii înaintea lui Dumnezeu, a umblării tale cu Dumnezeu și poate zici, eu cunosc, eu sunt pregătit, eu am făcut atâtea. Apoi poate că ești un om care n-ai prea făcut nimic pentru Dumnezeu, n-ai prea făcut mare lucru pentru Dumnezeu, poate că ești cu un pas în voia lui Dumnezeu și cu un pas afară, sau poate chiar ești afară complet. Seara aceasta aș vrea să spun aceste patru lucruri din textul acesta care aș vrea să ne motiveze în mod serios să ne pregătim pentru acest eveniment, venirea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, ori vrem noi, ori nu vrem, lucrul acesta se va întâmpla. Ceea ce este important pentru noi este să fim gata. Tot felul auzim de chiar speculații. Când va fi, cum va fi, înainte de necaz, după, la mijloc. Fraților, venirea Domnului va fi o realitate. Ce vreau eu să știu pentru viața mea este să fiu gata. Este să fiu gata. Și în seara aceasta să ne gândim serios la acest moment și să ne punem această întrebare. Sunt gata? Primul lucru pe care vreau să îl vedem din cuvântul acesta este realitatea aceasta, zăbovirea mirelui, zăbovirea venirii Domnului Iisus Hristos nu anulează venirea. Nu anulează venirea. Cuvântul vine și ne spune în această seară că aceste fecioare, în ritualul vechi și în obiceiul vechi, se pregăteau, așteptau venirea mirelui cu toate detaliile care sunt date aici, dar s-a întâmplat ceva, mirele zăbovea. Mirele zăbovea, așa spune, fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. Zăbovirea mirelui n-a anulat venirea lui. Cum cred unii. Și aș vrea acum să citim în cuvântul Domnului 2 Petru, capitolul 3, versetul 3 și 4. Uitați ce spune cu cuvântul Domnului aici. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă
vor veni batjocoritori plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor. Și vor zice, ce vor zice ei? Oamenii aceștia plini de batjocoră, oamenii aceștia care vor să deruteze gândirea noastră, gândirea creștină, gândirea oamenilor, vor să o deruteze, ei vor spune așa, unde este făgăduința venirii lui? Mai există făgăduința aceasta? Unde este făgăduința? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Ce răpire! Ce venire a Domnului! Măi, oameni, haideți să fim serioși! Trăim într-o lume modernă, tehnologie! Ce venire! Sunt mulți care se lasă înșelați de gândul acesta. Mirele zăbovia. Dragii mei, dacă Domnul Iisus Hristos n-a venit încă, asta nu înseamnă că El nu va mai veni. Dacă Iisus n-a venit pe nori încă, dacă sunetul trâmbiței n-a sunat încă, dacă glasul acela puternic nu s-a auzit, iată mirele! Asta nu înseamnă că El nu va mai veni. Nu vă lăsați duși, atrași în cursa aceasta. Oarecum zăbovește, oarecum nu mai vine. El va veni. El va veni, evenimentul acesta va avea loc. Dar zăbovirea aceasta ne așteaptă pe noi. Probabil te așteaptă pe tine să te pocăiești. Pentru că cuvântul Domnului în cartea Romani vine și spune, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, te îndeamnă la pocăință, te așteaptă să te întorci și tu la pocăință, te așteaptă ca și tu să te trezești la realitate și să înțelegi că trebuie să fii gata. Dacă citim tot din aici versetele 9 și 10, în continuare cuvântul vine și spune că evenimentul acesta va avea loc. Și 2 Petru 3, 9 și 10. Dragii mei, uitați ce spune aici. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și versetul 10, ziua Domnului însă va veni. Dragii mei, accentuez din nou, ziua Domnului va veni, că va veni ca un hoț. Este adevărat că probabil pe unii va lua din surprindere, cu tot așa ca și cumva, cum și noi românii în luna februarie când a venit zăpadă mare peste România, cei de la drum ne-au luat prin surprindere. Dacă ar venit în noiembrie, mai credeai, dar a venit în februarie zăpada. De multe ori așa se m-a întâmplat și cu mulți creștini, de ani de zile aici la biserică și te va lua prin surprindere venirea Domnului. Cum să te ia prin surprindere? Când aici se vorbește de venirea Lui, când aici se spune de venirea Lui, când aici se strigă în mijlocul poporului Domnului, vine Domnul! Vine Domnul, fraților! Suntem noi gata? Zăbovirea nu anulează, nu anulează venirea. El zăbovește și noi trebuie să ne bucurăm de lucrul acesta. Apostolul Pavel, când vorbește în cartea Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, despre venirea Domnului, despre sunetul trâmbiței, despre glasul care va striga, despre Domnul care va veni în văzduh, el încheie pasajul acesta cu versetul 18, 1 Tesaloniceni 4, 18, spunând acest mare adevăr. Fraților, mângăiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Mângăiați-vă! Poate aici e o viață de întristare, poate aici e o viață de probleme, de necaz. Mângâiați-vă unii pe alții și spuneți, se va sfârși, vine Domnul, se va sfârși, vine Domnul.
Mângâiați-vă cu această, cu aceste cuvinte, cu acest mesaj a venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul ne-a promis lucrul acesta, pentru că El a făgăduit, cum citeam înainte, în Petru și în Fapte 1:11, atunci când Domnul ți-a înălțat la cer, acei îngeri, acei bărbați care au venit, au spus că în felul în care El s-a dus, va veni din nou. Dragii mei, vine Domnul, vine Domnul. Și haideți să mai citim Evrei, capitolul 10, versetul 37. Evrei 10:37. Dragilor, încă puțin, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Seara aceasta, întrebarea este, ce gândești tu despre venirea lui Dumnezeu? Ce gândești tu despre răpire? Că va fi peste nu știu câți ani? Că a fost, cum spun unii, dându-i o interpretare greșită? Haideți să mergem mai departe. Primul lucru pe care am vrut să-l spun de aici din pildă este că zăbovirea mirelui nu-i anulează venirea, ci El va veni. 2. Nunta va avea loc. Nunta va avea loc. Biblia vine și ne spune în textul pe care l-am citit că fecioarele au făcut o constatare, cele nechipzuite, li se stingeau candelele și au început să ceară la celelalte, îngrijorate, și au spus, ni se sting candelele, dați-ne și nouă. Iar cele înțelepte le-au spus, nu vă putem da pentru că la urmă s-ar putea să fim toate în aceea situație. Voi duceți-vă și cumpărați-vă de la cei ce vând. Și Biblia vine și ne spune că cele nechipzuite s-au dus să cumpere. În timpul acesta s-a auzit strigarea, da? Și cuvântul spune, versetul 10, pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă. Nunta nu se amână. Nunta va avea loc. Nunta nu se amână. Vedeți, noi, în gândirea noastră omenească, nu, dacă tinerii își programează nunta, cum se gândesc? Măi, nu mi-o programez de Crăciun. Că atunci nimeni nu călătorește așa de mult, iarnă, în stânga, în dreapta. Păi nu mi-o de Paști. Nu. Când? Vara, concedii, să-mi vină toți invitații, nu? Țin cont de lucrurile acestea, mă, să-mi vină invitații, să fie nunta frumoasă. Mirele a venit, dar din cele ce erau programate să-l aștepte 10, erau numai 5. Ce putea mirele să spună? Măi, unde-s restul? Păi s-o dus să cumpere. Cât durează? Păi până merg, până vin, nu e atâta. Hai să le așteptăm. Observați aici o realitate? Mirele a intrat în odaie cu cine era gata. Nunta nu se amână. De multe ori noi trăim cu impresia, las că ne așteaptă Domnul și pe noi. Domnul e foarte bun și El ne așteaptă. Vin și eu când vreau, vin și eu când am chef, vin și eu cum îmi place, vin și eu cum vreau eu. Textul pe care l-a citit fratele din Luca, cei poftiți la cină, spune că au fost poftiți. Asta ce înseamnă? Că, de fapt, robii nu s-au dus să invite la cină. Invitația era făcută, ci doar s-au dus să le spună, dacă citiți atent acolo,
că masa este gata. Invitația era făcută dinainte. Spune că cei poftiți, pentru că concluzia în final spune că cei ce au fost poftiți nu vor avea parte de cina mea, spunea împăratul. Păi, când a trimis, măi, dar eu am pregătit, am tăiat vițel, am tăiat miei, am pregătit masa, păi l-am invitat și pe cutare, l-am invitat și pe primar, l-am invitat și pe preotul satului, l-am invitat și pe cutare, și pe cutare, oameni cu vaz, oameni cu cinste. Măi, cât le trebuie să-și rezolve problemele, să-și încerce boii, să-și măsoare pământul? Păi las că ținem mâine seară. Nu se strică mâncarea până mâine seară, ținem mâine seară. Să vină toți, să vină și ei. A amânat împăratul cina? Nu a amânat-o. Biblia vine și ne spune foarte clar, nu a amânat cina. Uitați în Matei, capitolul 22, găsim la fel pilda fiului de împărat, da? A ținut o nuntă, un împărat și-a chemat, i-a poftit pe oameni. Versetul 8, Matei 22, versetul 8. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vretnici de ea. Duceți-vă, dar, la răspântii de drumuri și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Da? A ținut împăratul nunta? A ținut-o. Dragul meu, seara aceasta vreau să spun ceva. Nunta mirelui, marelui mire, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu se va amâna. Nu va aștepta după mine că sunt întârziat. Nu va aștepta după mine că nu m-am trezit la ora care trebuie. Nu, că nu, nunta va avea loc. Mirele a întârziat, dar nu și-a anulat nunta. Și apoi nunta va avea loc. De aceea este aici un mare adevăr pe care îl vedem. Și citesc încă o dată textul. Au intrat cu el în odaia de nuntă, da? Cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă. Ești gata? Ești gata să intri în odaie? Seara aceasta vreau să spun în modul cel mai serios. Vine Domnul Iisus Hristos, dar El nu va amâna nunta pentru mine, nici pentru tine, că nu ești tu gata. Deci în seara aceasta gândește-te bine, îți gata dacă vine Domnul? Sunt gata? Sunt pregătit? Sunt împăcat cu El? Mă cunoaște? Mă știe? Pentru că Biblia vine și spune că au venit celelalte și știți ce le-au spus? Plecați că nu vă cunosc. Plecați că nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Un al treilea adevăr din textul acesta este că după ce au intrat la nuntă, ușa s-a încuiat. Ușa s-a încuiat. Ce înțeleg eu prin lucrul acesta? Că odată ce ușa s-a încuiat, nu mai există nicio șansă. Au intrat în odaie și ușa s-a încuiat. Dragul meu, nu te lăsa dus de tot felul de învățături, de șanse pe care oamenii le oferă. Odată ce ai trecut din viață, odată ce a venit Domnul, ușa se va încuia. Vor fi strigări. Fecioarele acestea s-au întors și au venit la ușă. Este adevărat că aici există tot felul de interpretări, că n-au mai găsit ulei. Biblia nu spune că n-au găsit ulei. Nu găsesc aici că ar fi scris că n-au găsit ulei. Și eu vă întreb, cum a venit dacă a fost noapte
și candelele nu le-o ars. Dar rămâne să meditați. Ori ajuns la ușă înapoi, ori ajuns la ușă și ori început să spună: Doamne, Doamne, deschide-ne! Deschide-ne, Doamne, ai milă! Deschide-ne, ai milă! Dar ușa era încuiată. Dragul meu, există un timp în care ușa îndurării lui Dumnezeu este deschisă. Și vreau să spun în seara aceasta că este ușa deschisă încă. Ușa îndurării, ușa milei lui Dumnezeu încă este deschisă pentru tine. Cuvântul Domnului vine și ne spune în acea imagine pe care Domnul ne-o lasă în Vechiul Testament. Dumnezeu i-a spus lui Noe să pregătească o corabie, i-a dat detaliile, a început să pregătească, a construit corabia. Și apoi spune Biblia că i-a chemat pe oameni să intre în corabie. Oamenii au râs și au bătut joc și n-au vrut să intre în corabie. Dar a venit o zi când cine a închis ușa? Noe? De-ar fi închis-o Noe, s-ar fi gândit poate și la vărul și la mătușa. Băi, cumva să fac ceva și pentru ei să intre. Cum se lasă? Auzi cum strigă, auzi cum zbiară, auzi cum se bocesc, auzi cum se vaită, valurile înfășoară, nu mai au aer, se neacă, dezastru afară. Dar ușa corabiei a închis-o Domnul. La fel ca și ușa din pilda fecioarelor, s-a încuiat ușa. Ușa aceasta nu se mai deschide. Ușa aceasta este acum deschisă. Și poți să intri în corabie, dragii mei frați. Chemarea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, nu este o taină, nu este un secret, ci este o chemare publică. Vorbind din pilda aceasta, din imaginea aceasta a lui Noe, dragii mei, unde a construit Noe corabia? Nu s-a dus la malul mării, nu s-a dus nici într-o vale, cum a să-i spună: măi Noe, știi ceva, eu cu tine am un secret și cu familia ta, uite, du-te acolo în valea aceea, du-te acolo între munți, acolo ai lemn, acolo tu și casa ta construiește, îți va veni un potop. Nu, știți unde a construit Noe corabia? În mijlocul poporului, între oameni, în mijloc, acolo a construit-o. Toți au văzut corabia, toți probabil au și vizitat-o, că în atâția ani cât tot a lucrat Moise, ăsta Noe la ea, s-or fi dus să vadă, mă, ce arhitectură, probabil, arhitect, băi, s-or fi dus să ia notițe, să, eu știu. Corabia nu era un lucru ascuns. Dragul meu, dacă astăzi poate ești aici pentru prima dată în biserică, dacă Biserica Emanuel din Chintenar funcționează, dacă aici există închinare în mijlocul acestei comunități, este că Dumnezeu a așezat mântuirea în mijlocul poporului. Dumnezeu a așezat mântuirea pentru toți. Dumnezeu nu are taine. Dumnezeu se revelează, Dumnezeu se descoperă, Dumnezeu vrea să fii mântuit, Dumnezeu vrea să fii salvat, Dumnezeu vrea ca tu să intri în corabie, Dumnezeu vrea ca tu să fii dintre cele cinci fecioare care să ai candela aprinsă. Problema nu era a lui Dumnezeu, problema era a fecioarelor. Problema n-a fost a lui Dumnezeu, că nu a pregătit corabia. El a pregătit corabia, el a găsit și omul care să pregătească corabia, el a așezat-o în mijlocul lor. Problema era a lor, că și-au bătut joc și n-au vrut să intre. În seara aceasta aș vrea să spun, ușa nu se mai deschide cu niciun fel de ritual pentru că o închide Domnul. Probabil îți vor spune unii, lasă că după moarte mătușa e mai cu bani,
plătește câteva pomene, se fac rugăciuni de amintire, acolo de pomenire, pomenește și pe vărul, și pe mătușa, și pe unchiu. Doamne, du-i în locul verdeață. De unde să-i ducă în locul verdeață? Că ușa s-a încuiat. Dragul meu, nu ne lăsăm duși de tot felul de surogate de felul acesta. Nu există purgatoriu. Nu există un loc în care tu să mai fii transformat, să mai fii îmbălsămat, să mai fii, eu știu cum, nu există. Ce a făcut omul, aceea îl va urma. Dragii mei, de ce în seara aceasta puneți întrebarea, unde vei fi tu când se închide ușa? Asta e întrebarea, unde vei fi tu când se închide ușa? Spune că fecioarele erau cele înțelepte în odaie, cele nechipzuite afară. Unde vei fi? Noi nu ne jucăm cu aceste adevăruri. Mai aud pe unii spun, lasă frate, zice, știi, mai glumesc, așa că le place așa oamenilor să facă glume din rai și iad. Că în iad, nu știu cum, aveam și eu colegi care îmi spuneau, dragii mei, nu glumim cu raiul și cu iadul. Și nu glumim nici cu locul nostru de acolo. Că unii mai spun, lasă că zice, bine, dacă eu sunt pe prag, știi, pe prag. Frate, dacă sunt pe prag numai, ce bine. Dar eu le spun la ăștia, depinde cum se închide ușa. Că dacă se închide din interior spre exterior, s-ar putea de pe prag să... Sau unii zic, așa cum zic bihorenii, se închide din afară spre interior și te îmburdă, Domnul, în rai. Te îmburdă așa, nici nu vrei tu să ajungi, dar te-ai pus numai acolo pe prag, nu prea vrei tu să intri în rai, dar te îmburdă Domnul, te împinge, intră și tu, omule, nu-i așa? Dragul meu, seara aceasta vreau să-ți spun ceva în modul cel mai serios. Eu nu vreau pe prag, eu vreau acolo unde erau aceste fecioare și știți ce promite Domnul Iisus Hristos? Că El ne va așeza la masă. Există un loc pentru tine la masa mirelui. Există un loc pentru tine în odaie, nu în picioare că e prea aglomerat, ci la masă. La masă. Există un loc la masă. Dragul meu, Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor săi în Ioan, să nu vă fi se tulbure inima, să nu vă înspăimântați. Și aș vrea să citesc textul acesta, să-l afișăm, Ioan 14, versetele 1 și 2. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, adică în ceea ce eu v-am spus, ce v-am promis. Și uitați ce promite Domnul Iisus Hristos. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, aș fi fost sincer cu voi. Aș fi fost sincer, măi, sunt câteva locuri, dar nu pentru toți. Aveți grijă cum vă descurcați să ajungeți. Nu, spune clar, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, sunt pentru toți. Dacă n-ar fi așa, eu v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc. Mai departe, după ce vă voi pregăti locul și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acum, vreau să ne uităm, probabil că am mai spus lucrul acesta, nu știu dacă l-am spus aici, să ne uităm, dă-i din nou la versetul 2, te rog. În casa Tatălui meu sunt, dragii mei, când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, locașurile acolo erau și erau deja pregătite. Pentru că locașurile sunt pregătite prin Cel ce a creat toate lucrurile în mod desăvârșit. De multe ori mai auzim interpretări că
sau visuri, vedenii, tot felul de lucruri de felul acesta, eu unul nu prea le împărtășesc. Că, frate, vezi cum faci, că casa ta e numai la temelie, că casa ta are zidurile, cumva tu ai ajuns pe la acoperiș, dar încă, dumneavoastră credeți că în cer e șantier? Fraților, în cer e șantier, acolo sunt autonomi, acolo toți lucrează autonom și ia Domnul Iisus la impresa lui? Nu e așa, fraților, în casa lui Dumnezeu, declarați aici, sunt aceste locașuri. Ele au fost făcute, ele sunt create, slăvit să fie în numele lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi are acolo un loc. Probabil acum veți întreba, dar ce pregătește Iisus? Ce s-a dus să pregătească? Iisus nu s-a dus să facă șantier în cer. Iisus s-a dus să-mi plătească mie prețul acelui locaș. Ce vreau să vă spun, că eu și cu tine nu aveam dreptul la locașul ăla. Locașul ăla îi pregătit pentru tine, pregătit pentru mine, dar eu nu aveam dreptul la el. Și într-o zi Iisus, plătind prețul la Golgota, Biblia vine și ne spune că s-a dus cu însuși sângele lui și s-a dus înaintea Tatălui. Și când s-a dus înaintea Tatălui, a spus: Tată, aici este un loc și pentru Beni. El și-a mărturisit păcatele, el a renunțat la lume și a zis că crede în jertfa mea, a zis că crede în sângele care eu l-am dat pe Golgota. Tată, vreau să-i plătesc locașul ca el să aibă dreptul să intre în locașul acesta. Exact așa cum ar fi... Eu să vorbesc cu cineva, cu frați, să merg undeva în concediu, la munte sau la mare și știu că fratele e acolo și vorbim: măi frate, nu poți să-mi găsești un loc de cazare? Ba da, cum să nu, uite, și se duce și vorbește, îmi plătește cazarea. Așa s-a întâmplat și așa se întâmplă. Clădirea este, dar eu n-am dreptul, că nu e a mea. Dar se duce cineva și îmi plătește și apoi eu pot să intru. Asta face Domnul Iisus Hristos. El ne-a pregătit un loc. Seara aceasta, cu toată convingerea, îți spun, tu ai un loc în cer. Tu ai un loc în cer. Problema, nu știu dacă ai dreptul la el. Asta e problema. Nu știu dacă tu ai dreptul să intri în locul acesta, dacă ți-a plătit cineva locul acela, dacă ți l-a pregătit. Seara aceasta vreau să spun, Fiul lui Dumnezeu este încă gata să plătească locuri, este încă gata să-ți pregătească un loc acolo. Tânăr, frate, soră, bărbat, femeie care ești aici, și vreau să vă spun, nu poți să intri acolo. Acolo este proprietatea lui Dumnezeu, este proprietatea Tatălui și în proprietatea aceea nu intrăm oricum, ci prin pregătirea pe care Iisus, Fiul lui Dumnezeu, o face pentru fiecare dintre noi. Seara aceasta, dacă l-accepți pe Iisus în inima ta, dacă l-accepți pe Iisus în viața ta, dacă crezi în această jertfă mântuitoare, El este gata să te primească și este gata să se ducă pentru tine înaintea Tatălui și să-i spună: Tată, uită-te la chintenar, acolo este un om, este o femeie care își dă seama că nu are siguranța mântuirii, că nu are siguranța locului din cer, dar el dorește să ajungă aici. Vreau să plătesc pentru el, vreau să plătesc cu sângele meu. În această seară aș vrea să spun că locul este să nu te trezești, să vii și ușa să fie încuiată. Și apoi un al patrulea lucru pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este această provocare în mod special a Domnului Iisus Hristos din versetul 13. Vegheați, dar, dragul meu, ești chemat să veghezi, ești chemat să fii atent, ești chemat să stai cu ochii deschiși, gata, așteptând. Spune Biblia că
datorită acestei zăboviri, toate fecioarele au adormit. Au adormit. Dar când s-a auzit sunetul, când s-a auzit glasul, ele s-au trezit. Chemarea pentru fiecare dintre noi este să stăm veghetori. Trăim vremuri complicate, vremuri de o provocare spirituală extraordinară. Chemarea pentru mine și tine este: fii veghetor. Fii veghetor. Pentru că spune aici: nu știi ziua, nici ceasul când va veni Fiul omului. Fii veghetor ca în ceasul acela să fii gata. Și de fapt la ce se referea vegherea aceasta? Direct relaționat cu textul pe care l-am citit. Găsim în cuvântul Scripturii: vegheați să nu cădeți în ispită, vegheați în vederea rugăciunii. Și există provocări în Scriptură la veghere, dar eu cred că provocarea de aici este: vegheați să nu vi se stingă candelele. Vegheați să nu vi se stingă candelele. Întrebarea este: poate arde o candelă fără un de lemn? Nu poate. Chiar dacă arde acel fitil, să-i spunem, acea ață care este pusă acolo, acel fitil se arde, se consumă, dar acel fitil are scopul să ia din vas și să aducă în permanență resursă pentru lumină, resursă pentru lumină. Dragul meu, veghează să fii întotdeauna o lumină. Și ca să fii o lumină, trebuie să existe acel un de lemn care trebuie să fie în vasul tău. Ce este în vasul tău? Duhul lui Dumnezeu sau Duhul lumii? De aceea, în seara aceasta, dorința mea este să veghem cu adevărat. Și aș vrea să închei concluzionând cu patru motivații în mod special. În primul rând, ca să păstrăm undelemnul și uleiul în vasul nostru, care este uleiul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt să fie în vasul nostru, noi trebuie să ne separăm de lume. Trebuie să ne separăm de lume. Efeseni 5, 10 și 11. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Osândiți-le. Un al doilea lucru, 1 Ioan 2, 15 și 17, nu iubi lumea. Primul lucru am spus: separă-te de lume, nu iubi lumea. Aici Biblia vine și spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și aici cuvântul continuă: ce este în lume? Ce sunt? Ce caracterizează spiritul acesta al lumii? Căci tot ceea ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lădurășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și versetul 17: și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Doamne, ajută-ne! Un al treilea lucru: ca să păstrăm uleiul în candelă, trebuie să veghem în vederea provocărilor și a ispitelor care vin peste noi. De multe ori, nu vreau să citesc aici decât un cuvânt, 1 Corinteni 10 cu 13, este un verset care l-am învățat încă din tinerețea mea. Pentru că de multe ori căutăm să ne scuzăm că diavolul, ne-a și la diavolul, dăm vina tot pe diavolul, dar nu-i chiar așa. Pentru că uitați ce spune aici: nu v-a ajuns nicio ispită care să fi fost potrivită cu
puterea omenească, adică cu puterea ta. Și Dumnezeu, care este cum? Credincios față de cine? Față de tine. Dumnezeu care e credincios față de tine, El nu va îngădui să fii ispitit peste puteri, da? Să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să puteți răbda, nu să vă învingă, să o puteți răbda. Dragii mei, trebuie să ne gândim serios. Folosesc eu toate resursele pe care Dumnezeu le-a pus în mine, le-a pus la dispoziția mea să birui ispita? Să biruim ispitele? Frate, zice, eu m-aș pocăi, dar nu pot ține. Păi dacă crezi că poți ține prin puterea ta? Nu! Dumnezeu este Cel care îți dă putere! Dumnezeu este Cel care a pregătit mijlocul ca tu să ieși! Ți-a pregătit oportunitățile, ți-a pregătit pârghiile prin care tu să poți birui ispita. Întrebarea este, te lupți tu cu toată puterea? Și aș vrea să închei cu versetul din Evrei 12, cu versetul 1 și 4. Cred că versetul 4. Versetul 4 numai. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta cu păcatul. Dragul meu, ai folosit totul? Te-ai luptat cu toată capacitatea și puterea ta? Seara aceasta aș vrea să închei și aș vrea să spun ceva. Dumnezeu va veni. Dumnezeu nu va amâna niciunul din evenimente, nunta și toate celelalte, nu le va amâna pentru că nu sunt eu pregătit. Eu trebuie să-mi dau toate silințele să fiu pregătit. Apoi, ușa se va încuia. Gândește-te, unde vei fi când se va încuia ușa? Afară sau în odaie? Veghează! Veghează! Rupe orice prietenie cu lumea, rupe orice cochetări pe care le ai cu lumea aceasta. Caută-L pe Dumnezeu cu toată inima ta. Vino la Domnul Iisus Hristos, El este gata să te mântuiască. Sângele Lui încă are valabilitate să ierte păcatul. Sângele Lui încă are valabilitate să plătească prețul pentru locul tău din cer. Sângele Lui te curățește. Vino în seara aceasta. Vino în seara aceasta. Gândește-te bine, poate ești un tânăr al bisericii și poate te gândești, mă, să mă botez, să nu mă botez. Mă, să mă pocăiesc sau nu. Păi, frumos și în lume, dar îmi place și cu băieții de la biserică. Nu cocheta cu lumea. Rupe orice legătură cu lumea. Osândește obiceiurile lumii. Caută-L pe Dumnezeu. Împotrivește-te păcatului. Și vei avea biruință. Zic ca Domnul să ne dea putere la lucrul acesta. Mă opresc aici și aș dori ca Domnul, prin Duhul Sfânt, să cerceteze orice inimă din locul acesta. Și dacă încă nu ești sigur de locul tău din cer, seara aceasta ai această ocazie. În rugăciunea de final, vin înaintea Domnului și spune-i, Doamne, vreau să fiu mântuit. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să venim într-o rugăciune. Aș vrea să fie o rugăciune comună. Aș vrea să fie o rugăciune în care, dacă poate încă te gândești, n-ai siguranță, poate ai teamă, unde va fi locul meu, unde voi fi, în odaie sau afară. Seara aceasta, aici este prezent Cel ce poate să-ți asigure locul în veșnicie. Aici este Domnul Iisus Hristos prezent. De aceea te rog în aceste momente, vin înaintea Lui cu căință, cu smerenie, cu prăbușire. Spune-i că ai nevoie de El.
Spune că ai vrea să ți se plătească și ție prețul pentru locul din cer. Spune că dorești ca și tu să ai acolo un loc în odaie și tu vrei să stai la masă cu mirele. El nu te respinge, El te așteaptă, El te dorește. Haideți să intrăm în rugăciunea aceasta de smerenie, de prăbușire, în care să ne întoarcem înspre Domnul. Poate ești întors, botezat de mult timp, dar ai avut lunecări, ai avut căderi, poate ai avut anumite eșecuri în viață. În seara aceasta, Iisus este aici să te reabiliteze, Iisus este aici să te ridice, Duhul Sfânt este aici să-ți atingă inima, să-ți o transforme, primește-L, lasă-L pe Iisus să lucreze, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți atingă viața. Seara aceasta poți să fii ridicat. Seara aceasta poți să primești din nou nădejdea aceasta a salvării, să ai din nou bucuria mântuirii. Vino la Domnul Iisus și El te va atinge. Haideți cu toții împreună să intrăm în rugăciunea aceasta. Amin. Aleluia, glorie ție, Doamne. Amin, să ocupăm locul. Frați și surori, mulțumim Domnului pentru seara aceasta, mulțumim pentru cuvântul Domnului, mulțumim pentru fratele Beni, mulțumim pentru toți cei care s-au implicat în lucrare, în slujire, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta ni s-a vorbit în auzul urechilor noastre că nu este timp de amânat, nu este timp de amânat de azi pe mâine, ci astăzi dacă auzi cuvântul Domnului, nu-ți împietri inima. Și fie ca în seara aceasta Dumnezeu să ne cerceteze și să luăm aminte la cuvântul Domnului. Spune cuvântul Domnului înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastul și se referă la tineri și spune capitolul 11, versetul 9, care spune astfel: bucură-te, tinere, în tinereția ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Până aici ne-am bucurat să fie atât, să se încheie versetul. Dar mai departe spune: dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și versetul celălalt: gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinereția și zorile vieții sunt trecătoare. Dragii mei, viața aceasta trece și cu ceea ce facem, aceea rămâne. Dumnezeu să
binecuvinteze biserica întreagă și să ne ajute să ne apropiem mai mult de Dumnezeul nostru. Domnul să ne binecuvinteze. Dragii mei, timpul de părtășie din seara aceasta se încheie aici. Avem anunțurile de făcut și apoi ne vom despărți cu har, pace și binecuvântare. Încă o dată mulțumim fratelui Beni, Dumnezeu să-i păzească la întoarcere, să ajungă cu bine acasă și Domnul să le binecuvinteze familia întreagă. Învățătorii de la școala duminicală anunță că în data de 18 februarie va fi într-o zi de sâmbătă, de la ora 10 până la ora 13 va avea loc o evangelizare cu numele Plan de Salvare în limba română, unde sunt așteptați toți copiii de la 4 la 14 ani. Poți invita copiii români, colegi, la acest program special. Invitațiile s-au dat la grupele de la școala duminicală. Dacă mai vrea cineva din sală și are nevoie de invitații, să ia informații și să vorbească cu învățătorii de la școala duminicală. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. A mai fost anul trecut încă o acțiune de felul acesta, în care s-au invitat copiii prietenilor și au venit și la urmă le-a dat o gustare și s-au bucurat, au spus părinților, ne-au primit bine acolo, ne-au dat și o masă și ne-am bucurat în prezența lor. Nu știm cum lucrează Dumnezeu. Și în felul acesta, prin această evangelizare a copiilor, Dumnezeu să binecuvinteze toată lucrarea aceasta. Dragii mei, în săptămâna aceasta, mâine seară, luni seară, va fi repetiție de fanfară, marți seara rugăciune, apoi pentru miercuri seara de la ora 9 vreau să începem cursurile de cateheză cu tinerii care s-au înscris și cei care încă nu v-ați înscris și aveți dorința, puteți să veniți să participați și Dumnezeu să binecuvinteze și lucrarea aceasta. Joi seara de la ora 9 rugăciune, vineri seara corul și apoi cu ajutorul Domnului duminica viitoare din nou ne întâlnim aici. Domnul fie binecuvântat! Dragii mei, vă dorim tuturor o seară binecuvântată și o săptămână cu Domnul. Adunare este liberă. Amin.